Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod, oameni buni. Efectiv, n-am ce să comentez, mă înclin în fața voastră, s-au strâns 20 de like-uri la ultimul videoclip pe care l-am postat, ultimul mini-vlog. Și, din păcate, n-am putut să ies afară ca să filmez clipul cu Dacia, însă am găsit pe hardul vechi un videoclip mult mai interesant și mai mișto. De acum, dacă nu mă înșel, vreo 4 ani de zile, când am pornit Dacia, motorul mergea, nu știu dacă mergea mai bine sau mai rău, însă cert e că am făcut o pornire mult mai rapidă, nu la fel de greoaie ca și de data asta, și o să vreau să vi-l arăt ca să vedeți cum pornea Dacia mea acum cu vreo 4 ani de zile, însă cu baterie de tractor. Dacă se strâng și la acest videoclip 100 de like-uri, o să facem ceva special și ceva foarte frumos cu Dacia. O să punem bujinoi, o să schimbăm uleiul și facem o pornire ca la carte, să vedem cât de bine și cât de ușor putem să o pornim. Să vedem cam cum ar trebui să meargă un motor bun de Dacia. Și acum să vedem cum mergea, de fapt, acum 4 sau 5 ani de zile motorul de la Dacia. Hai să vedem. Zic. Mic. Au, că azi de la bușii. Bușiile-s, mă. Bine, bă, dă-i, meroș. Coloase. Mai întind cilindrii câte. Bun. Mamă, ce ieșit aici. Șocu. Ai văzut că a luat-o, mă? Nu, că te-ai buzile. Ha? Frează-o! Dar nu lăsa de el, la cerația mamii lui. Probabil. Dar împinge șocul. Împinge șocul înapoi. Nu, ideea bujii, n-ai ce să faci, că nu stă. Nu așa că pui alte bujii. Hai, le punem? Punem alte bujii? Mm-mm. Le curățăm? Hai. Hai că odată le facem. Hai că odată, știi cum pornește? Deci, ori de la bujii trebuie să fie, că benzina are. La bujii, dacă nu le-a mai schimbat nimeni, cine să le schimbe? Hai. Mm-hmm. Una nu merge. Mm-hmm.
ce mere la rălanti. Mamă, mamă. Hai ce merge motorul. Deci țiplă. Eu ți-am spus cu ea. Hai să văd. Mamă, mamă, și încă cum merge. Bă, bă, bă. Sfert. Mă, nu stă că e la pompa aia apărăsită. N-are destul de benzină, probabil. Uai. Îți mai indic alea? Îți mai arată în bord alea? Ha? Scapă gază pe la... Bă, vezi că scapă gază pe la carburator. Hai, ce-o mărs. Păi, nu ai bateria. Tu vrei să închizi? Vezi că scapă pe gază pe la carburator. Deci îi scapă? E așa, fuck. Bă, da merge, mă, n-ai stres. Deci, astea, defecte cauzate de statul timpului. Că altfel, hai ce merge. Dacă motorul ăsta i-am schimbat cam consumabile, știi cum ar merge? Ma, serios, iubesc. Dacia. Inginerie românească, ce să mai... Poate o fi și înfundat și filtrul ăsta. Mă știi? Tata. Ce? O fi înfundat și filtrul ăsta și de aia n-are aer suficient. Și acolo motorul ăla, dai seama. Și benzina de 5 ani. Ți-ai de cap. Aaaa, tata. Gata-i. Ai făcut lucrurile de cară. Și tu? Ia. Da, mă. Ești nebun? Ia, fii atent. Ce vezi? Chestie. Da, mă. Da. Așadar, oameni buni, cam asta ar fi... Și pentru clipul de astăzi, cam așa se prezenta Dacia cu 4 ani de zile, dacă nu mă înșel, sau 3, nu mai știu exact sigur. Dacă v-a plăcut, știți spre bine ce aveți de făcut, să dați și vă un like, să vă abonați la canal, dacă vreți să vedeți și alte videoclipuri. Să lăsați în jos în comentarii ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, ce idee, ce sugestii aveți, ce vreți să mai apară, să mai zic, să mai vorbim, ce vreți să vă mai arăt. Așa, eu am fost Emi și noi desigur să ne vedem cu bine data viitoare. Pa, pa!